La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a fost oficiată joi 3 decembrie 2020 slujba parastasului pentru schimonahul Serafim Bozariu. Rugăciunile pentru părintele numit de către înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților Făclia din Dealul Mare, s-au săvârșit la 2 ani de când s-a mutat în lumea veșniciei. Cine miluiește? Doamne, miluiește! Odihna sufletea domnitorul Dumnezeu, schimonahul Serafim cu tot neamul în cele domnului și pentru ca să se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără voie și fălui veșnică pomenire. Veșnică pomenire! În semn de prețuire pentru sufletul bun al părintelui Serafim, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a rânduit ca slujba parastasului să se oficieze în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte părinții așezării monahale și preoți de la parohii, care l-au cunoscut pe blândul și smeritul părinte Serafim și care îl poartă în rugăciune la fiecare sfântă liturghie. Pe mormântul, unde vreme de 2 ani de zile lumina lumânărilor nu mai contenește să ardă, au fost așezate flori. Cântările tânguitoare și rugăciunile pentru odihna celui răposat s-au înălțat către ceruri pe o vreme rece și mohorâtă de iarnă. După cântarea veșnică pomenire, părintele stareț a stropit cu apaos mormântul celui ce în urmă cu 2 ani de zile era purtat către ceruri după o slujbă de mormântare în cadrul căreia s-a simțit pe deplin prezența vrednicului schimonah. Schimonahul Serafim de la mănăstirea Hadâmbu s-a născut pe 12 octombrie 1925 și a plecat la Domnul pe 4 decembrie 2018. În cuvântul expus la slujba înmormântării, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic a menționat printre altele că viața părintelui Serafim a impresionat semenii atât ca mirean până la 75 de ani, cât mai ales după această vârstă ca monah îmbunătățit prin simplitate, sensibilitate, cumințenie, omenie și foarte mult bun simț. Multe sunt mărturiile pelerinilor din țară și din străinătate despre cum s-au folosit de sfatul părintelui Serafim, ce rămâne în memoria tuturor cu rugăciunile Măicuță scumpă, ajută-mă și Iisuse scump, ajută-mă. Am foarte multe icoane, dar în continuu Iisuse scump, ajută-mă, Măicuță scump, ajută-mă. N-ai voie să ieși din casă, păi nu faci cum ce spui, haideți cu mine, haideți cu mine.